Viața e grea, dar trebuie să mergem în continuare. Și trebuie să-i încurajăm noi ca părinți. Dacă noi nu încurajăm, n-are cine. Și să-i sprijinim cât putem. Da. Da. De-aia le spun, învățați pentru voi, nu pentru mine. Pentru voi învățați, nu pentru mine. Eu am învățat 10 clase care le-am, dar dacă la ei se poate mai mult, să înveți, merg mai departe. Ar fi trebuit să fie un sat bogat, pentru că este la 7 minute de trecut cu Bacul de Galați. Dar oamenii n-au dezvoltat comunitatea. Nu judec, dar aș vrea să vă spun că în momentul în care am fost investită ca director în anul 1995, am furat un puț și am adus apă în școală. Iar apă în comunitate a fost adusă în 2015. Am descoperit că pot fi și altfel decât la ore. Adică să fiu mai, nu chiar atât de axată pe note, pe catalog, pe evaluare, dar că am văzut că mai pot învăța copiii și altfel. Și cred că și eu i-am văzut altfel pe ei, într-o altă lumină, pentru că și ei s-au deschis. Anul trecut ce frumos a fost, le puneam filme în holul mare, le-a cumpărat doamna director, sunt și niște mingi de fotbal, cu care ei stăteau așa și urmăreau filmul. Bine că noi întrebam, făceam activități, dar mai porneam și de la vizionat un film pe care la clasă. Nu poți să ți-l permiți să pierzi o oră să vezi un film. Mărțișoarele a fost atât de frumos, mărțișoare, cărțișoare, încât mi-a fost milă și i-am primit și pe ceilalți, așa. A fost activitatea de la nouă nepasă, s-a transformat până la urmă în activitatea școlii. Programul acesta i-a încurajat să răspundă cerințelor noastre la clasă, adică diferența este foarte mare. Am observat la ei o încredere în propriile puteri, au început să răspundă, au avut curajul să participe efectiv în activitățile de la clasă și pe noi ne-a încurajat să continuăm programul. Oriunde te duci, să știi, mama, am fost la școală, am învățat și mă bazez pe ceva. Dar dacă tu nu ai o școală, nu ai nimic, pe ce te bazezi? Ce faci? Te duci, nu știi viața asta pe unde te poartă. Dar dacă tu n-ai nici măcar o clasă, nici nu știi măcar să citești, ce faci?